Salutare lume, eu sunt Laur și bine m-am găsit la un nou videoclip din Minecraft Single Player. Da, știu că știți că v-am spus că am filmat ceva, dar nu m-am auzit destul de bine. Și na, n-am zis să nu pun acel videoclip, pentru că bâzea foarte tare microfonul. Sper că s-a rezolvat această problemă, cel puțin acum. Dar vreau să mă scuzați câteva secunde, îmi pun timerul, gata. Da, ideea este că în acel videoclip m-am făcut fulară, după cum se vede, am făcut câteva săbii, 3 săbii, 3 târnăcoape și cam atât. Mă rog, asta din punct de vedere a armurilor și așa. Mi-am pus această plantație, da, și am făcut aici un, să zicem, grajd. Da, nu avem grâu, dar acum nu am venit să-i mulțesc. Avem aici oi. Avem vaci. Chide-te. Chide-te. Și aici avem găini. Da, cam asta e tot ce am făcut în acel videoclip. Deci am minat foarte mult, am găsit extrem de mult iron. L-am cam consumat, dar... Na, cred că mai am ceva prin chest. Sau nu. Da, am făcut o armură, ba da, mai mult că 28, o armură, o sabie și turnecop de rezervă în caz că mor sau ceva. Să fie. Și da. În acest videoclip habar n-am ce o să facem. Prima dată m-am gândit să mor sau după diamante, dar m-am gândit că ne... Și habar n-am ce o să facem, așa că mă tot gândesc că o să mă învârt puțin pe aici. Vreau să vă întreb ceva, deci, în acel videoclip, în celălalt, am ieșit din peșteră, era noapte, și m-am venit acasă, m-am culcat și când am ieșit, am văzut în fața casei un Enderman. A dispărut, l-am văzut în spatele casei apoi. Și apoi l-am mai văzut, a dispărut din nou și apoi l-am văzut iar și în spatele casei undeva. Undeva prin zona asta. Vreau să vă întreb, de ce și-a dat spawn aici? Pentru că am mers noaptea sau așa, că pentru că nu-mi pot da seama de ce și-a dat spawn. Pentru că, normal, eu n-am văzut Enderman decât în pește, mă rog, ăsta azi eu, nu știu. Posibil să fi dat spawn și pentru că, na, cum a spus, poate pentru că am venit noaptea sau nu știu. O să vă rog să spuneți voi. Bun, acum ne culcăm. Și da. Dacă mai e să știu ceva, aș vrea să știu de unde pot să fac rost de morcovi. Pentru că habar nu am de unde fac rost de morcovi. Și mă rog. Chiar nu știu ce să facem, da, pe aici am săpat, ups, pe aici am săpat eu. Dar nu o să mai sap acum. Eventual, să vedem, am mâncare, am destulă. Torțe, am bețe, am bun. Mă gândesc să mă duc să caut o peșteră, nu să sap eu de nebun, pentru că mă apucă dracii. Doamne, iartă-mă. Și să mă gândesc, pe aici am știu că am explorat și n-am găsit nicio peșteră. Și nu prea știu ce vezi, adică, ba da, am găsit o peșteră, dar stai să văd dacă mai știu unde e. Pe partea cealaltă era, da, vreau să văd acum dacă găsesc ceva pe aici. Da, să opresc, sau, da, să opresc muzica din Minecraft. Bun. Văd niște găini, dar am și eu, mă rog. Ia să vedem, găsim noi o peșteră pe aici. De-aia n-am eu norocul ăla. Așa, stați puțin că acum dau seama că nu am tot ce-mi trebuie. Lopa, dacă găsesc cumva o peșteră, lopata aia nu o să mă țină, deci mă duc să mai fac una să fie de rezervă. Hai, mișcă, mișcă, mișcă. Da, am pus acele torțe acolo ca să securizez oarecum, să nu-și dea spawn mobi sau memoare animalele. Da, la fel și în fața casei. Iron. Nu. Funnel. Așa. Cred că
una ajunge, cred. De fapt, ar trebui să ajungă. Nu ar trebui, trebuie să ajungă. Da, armura aia de gol mi-a dat-o un zombie, nu mă gândesc că a făcut-o eu. Deci, mergem să căutăm o peșteră, nu? Da, deci am luat niște sens să-mi fac geamuri, pardon, jamuri. Nu înțeleg de ce... Mă rog. De ce nu atât găinile alea? Adică de ce, nu de ce nu atât de... Mă rog, nu mai contează, am vrut să zic ceva, nici eu mai știu ce. M-am încurcat în cuvinte. C de fapt, nu trebuie farfec acum. Nevoie de mâncare. Nu se duce mai țin scările alea la mine, dar mă rog. Bun, deci avem mâncare, avem tot ce ne trebuie. O peșteră? Ne. Prea mare noroc să găsesc așa ușor peșteră, nu? Da. Și mergem, uite o vacă. Opa, sper că am găsit ceva. O peșteră, sper că e suficient de mare. Da. Și uite, deja primul zomba low. Mormă, mori, mori. Pune o torță. Așa. Să coborâm. Așa, bun. Și uite niște lavă. Întâi să vedem ce mai e pe aici. Opa. Sus. Da, văd că aici. Da, aici se termină. Au niște aer. Nu prea știu ce să fac pentru că deja am destul, dar îl luăm. Iar. Da, câți? Unde-i? Mormă, mori. Da, da, ziceam de lavă. Să cer să fac niște obsidian pentru că am nevoie. Să vedem dacă mi iese. Deci să fac cu cobblestone. Da. Dacă se face cobblestone, nu obsidian. De fapt, cred că obsidian se face doar la straturi mai mici. Eu sunt la Y41. Cred că ar trebui să sap până undeva pe la Y10. Oh, da, și mi s-au zgâriat acum. Foarte interesant. Mă rog, foarte interesant. Foarte deșteaptă mișcare. Hai, serios, asta e toată peștera. Sper, mai era ceva acolo jos. Sau, nu. Ba, da, era. Mai era ceva. Știu că mai era ceva. Sau nu. Ba, da. Mai. Acolo, da. Nu, jos. Așa. Dă torța. Bun. Ia să vedem ce avem noi aici. Destul de mult. A, scheleton. Mormă. Da, n-am nevoie. Dar o să le iau pentru că chiar dacă n-am nevoie de ele, o să le iau. Și am găsit niște apă să-mi plugă leata. Da. Hai. De unde? Da, perfect. Curge de afară. Wow, ce peșteră. Oh, știi ceva? Stai, ba nu, mai este ceva pe aici. Sau alt... Da, da. Erau foarte multe, ce pot să zic. Atât. Da, o peșteră extrem de mare. Luăm cărbunele pentru că n-am, avem nevoie de el. Iron, foarte bine. Să vedem. No, bine, da, foarte bine. Hai, ia tot iron, nu chiar dacă nu știu ce să fac cu el, dar îl luăm. Deși eu aș vrea niște diamante, da. Mai am eu până la ele. O, destul de mult iron. Sau mă rog. Da, destul. Pia...
O să iau tot cărbunele astea pentru că am nevoie de el să pun în furnale. Deci o să iau tot cărbunele pe care le întâlnesc, să fie clar. Fac și level, deși asta nu-i foarte indicat până... Da. Sunt nevoie de diamante ca să fac o sabie sau ceva ca să pot să-i pun enchant. Deja avem level 24 și am filmat doar 4 episoade, să zicem, dar ăsta este al treilea. Pentru că, na, microfonul meu mă lasă la când mi-e lumea mai dragă. Așa că deci, ma. O să iau și cărbunele astea și o să mergem să căutăm o altă peșteră, pentru că aici nu-i rost de peșteră ca lumea. Hai, desparge-te. Avem un stack, aproape două stack-uri. Bun. Pe unde e casa mea? Pe acolo. Hai să vedem ce mai găsim de pe aici. Da, bine. Hai să umplu și eu găleata. Atât. Pentru că apa asta e foarte utilă și în cazul în care o să cad în lavă. Peștera asta e explorată. Da. Doar torțile aia nu s-au pus singure. Ok, hai să vedem noi ce mai avem pe aici. Și se pare că nu, sau bă, da, e jungle biome-ul. Mi-e trebuie peșteri, nu jungle biome, peșteri. Sunt curios cât am filmat până acum. 12 minute, o să fac undeva pe la 17 minute videoclipul. Pardon, episodul acesta. Așa. Da, nimic bun pe aici. Acolo jos e ceva. Stai. Da, bine. O să luăm cărbunele. Așa. Bun. Da. Se pare că nu e rost de peșteră în acest episod. Stai, mâncăm întâi. Înainte să ne aventurăm. Da, a fost explorată. Sau, acolo jos e ceva ce mi-atrage atenția. Oi, da, un creeper atrage atenția. Știam eu că ceva acolo jos. Destul de mult cărbune. N-am, hai mă, hai. Exploda, hai să explodezi. Da. Și mi s-a dus torța. Destul de mult iron văd aici. Ce acolo? A, nu, e noapte afară și de aia mi se... A! Da, vede așa. Da, bine, e noapte afară. Deci, ne pune și ne culcăm. Că avem patul cu noi. Ok, să vedem ce o să mai facem. O să iau pentru ce put Iron-ul ăla. Cred că o să facem de un paradisul Iron-ului data asta. Unde-i? A, stai, spun o torță. Bun. Destul de mult Iron. Sau, mă rog, așa părea. Și da. Am strâns ceva iron până acum, 22 de bucăți, destul de bine. Și sper că până la urmă am găsit totuși o peșteră. Da. Aici e ceva. Stați să
Da, asta este în sus. Da. Așa că o să mergem noi frumos pe... Totuși nu știu ce o să fac cu Atarion, dar nu-i bai. Da, cam mult copyright la satana. Bun. Mergem în continuare. Se pare că totuși am dat de ceva aici. Sper să vedem acest strat. Y40, mai am de cobor. Rât. Și da, foarte mare peșteră. Se pare că n-am de ales și să trebuiască să minez eu. Și cred că asta o să... Sa... Spardam. Cred că asta o să și fac, da. Pare de suferul episodul ăsta. Ok, merge destul de bine. O să acopăr aici cu cobblestone și o să... Da, bine. Am bețe. Da, am cărbune, nu. Le face pe toate. Ne. Facem așa, 64. Un stack jumate. Bun. Un pic cam multe, dar acum avem nevoie. Da, săpăm tot în jos. Cred că următorul episod va fi pe serverul verișor, unul dintre verișori al... Unea dintre... Nu știu ce am pus de... Al unea dintre verișorii mei. O să fac cu câțiva prieteni sau mă câțiva, să vedem cât o să fie on. Și vedem noi ce o să facem. Da, e clar că să ne distrăm. Opa, am dat de ceva... Ceva cam mare. Să am grijă aici. Să pun totuși o torță. Bun. Totuși se pare că am găsit o peșteră. Stați să pun... niște lemn pe aici, să știu că aici e intrarea. Da. Opa. Peștera destul de... Nu, nu, nu mă duce apa. Așa se duce ea. Opa, opa, lapis. Explodau, hai să explodezi. Luăm tot ce avem aici. Poate ce acolo? În afară de un creeper. O altă peșteră, da, mă plângeam că nu sunt peșteri. Întâi să luăm lapisul. 5 bucăți, bun. Și să vedem ce mai este pe aici. Am... Trebuie să am mare grijă la lavă, sunt la... Y18, bun. Deci să am mare grijă la lavă. Coborâm noi. Da, bun. Opa, am găsit niște redstone. O să merg să-l iau. O să fac așa ca un fel de bazin unde să-mi fac niște... De ce nu pot să pun cobblestone? Atât! Avem obsidian. Și punem pare că sub el este lavă. Da, mă apucă dracii până îl sparg. Dar punem pare că sub el este lavă, deci o să-l sparg. Și punem pare că e lavă de desubt. Și nu pot să-l iau. Sper cel puțin să-l pot sparge. Deși nu cred că obsidianul se sparge cu astfel de târnăcop. Dar mă rog, acum asta este. Deci contează că avem obsidian. Acum... de ce nu se pune cum vreau eu?
Oare dacă pun lemn, arde? Da, hai să nu încercăm. Dacă mă lasă shift-ul, m-am dus pe beep. Haide, pune-te așa, așa. Bun. Am acoperit aproape toată suprafața lavei și a consumat un stack de cobblestone, dar acum e... Să vedem noi ce mai avem pe aici. Deci redstone-ul ăsta clar dă foarte multe XP. Niște iron. Să văd ce este de desubt. Bun, până aici foarte bine. Da, lavă. Hai mă. Atât. Știam că pe lângă redstone aș putea să găsesc diamante, cel puțin așa știam eu, dar acum nu mă risc. Să vedem. Ce avem noi acolo? A, gold. Speram niște diamante, da, da, și gold e bun. Foarte mult iron, gold, a! Cred că avem un spawner pe undeva, dar nu-i problema acum. Să vedem ce mai este pe aici. Y25. Mă rog, acum nu mă interesează ce mai este pe acolo. Mergem înapoi. Da, pe aici am venit. Aici. De unde iese? De acolo. Nu înțeleg de ce am pus asta. De ce? What the? Ce? Deci nici n-am înțeles ce Dumnezeu îi ăla. Adică e un zombie, da? Și de ce are fața aia? Nu înțeleg. Sau ce are pe față? Skin. Dar mă rog, îl duce apa, deci nu o să am probleme cu el. Gold. Vreau să-mi explicați ce naiba e la skin de zombală sau ce pana mea. Da, foarte mult gold, 5 bucăți. E, mai bine decât nimic. Da, facem din paradisul fierului. Cât avem? 4-6, mai mult de jumate de stack. Plus ce mai este pe aici, dar nu cred că o să-l iau pe tot, pentru că habar n-am ce să fac cu el. Pești se iese afară, cred. Ba, nu. Doar cred. Bun, deci am încă un stack de torțe. Să le folosesc cu chibzuință. De ce? No hai mă, no hai, no hai mă. E perversul, vine prin spate. Mă rog, hai să mai luăm și iarăn ăsta și ne întoarcem, pentru că cred că am filmat un pic cam mult iarăși. What the fuck? Ah, tu-s morții mătii. Da, nici să mă uit la timer nu pot. Deja 23 de minute, da. O să chem aici. Păi, eu am fost Laur, vă mulțumesc că m-ați vizionat. Ne revedem data viitoare. Da, lume, am revenit foarte, foarte scurt pentru că am găsit ceva acolo frumos. Da. Și acum să pic în lavă. Deci ar fi un troll total. Atât, atât. Bun, bun. Să vezi că dacă nu mai este un zombalon care să mă arunce în lavă. Nu este. Bun, fraților, diamonds! Da. Bă, de când nimic, tot e ceva. Deci, da, am mai găsit, văd că și niște smarald. Da. Deci, acum chiar că încheie episodul. Când am văzut Diamond, când am văzut Diamond-ul ăla,
N-aveți idee ce sentiment m-a cuprins. Adică, cred că știți și voi. Max pe aici niște lapis și încă o peșteră, dar... Ba nu, what? De unde morții mă te-a apărut? Tu te gura... Vrei să mă aruncați în lavă? Vă cioc. Haha, troll. Luăm și redstone-ul și da. Acum chiar încheiem episodul. Vă mulțumesc că m-ați vizionat. Eu am fost Laur. Pe data viitoare. Pa!